Bună ziua! Ne aflăm la lansarea școlii de șofer expert driver și stăm de vorbă cu cea mai tânără antreprenoare, membră a Patronatului pentru Antreprenoriat Feminin Neamț și aș îndrăgi să spun cea mai tânără antreprenoare din Neamț. Bună, Codrina! Bună ziua! Mulțumesc că ați venit aici alături de mine! Aș vrea să ne spui pentru început care a fost parcursul de la ideea ta de proiect până la ziua lansării. Eu am început să-mi gândesc afacerea de când aveam 16 ani. Atunci am pus prima dată bazele, ca să zic așa, ale proiectului pe care acum l-am finalizat și, mă rog, o să-l derulăm în continuare, dar sub altă formă. Apoi am mers la workshop-uri, seminarii sau conferințe care erau în temă cu business-ul meu, ca să găsesc oameni cu care să fac networking, care să mă conectez și de la care aș putea lua idei bune. Apoi a venit oportunitatea să mă înscriu la programul Startup Moldova. Inițial căutam doar un curs de antreprenoriat, dar apoi mi s-a oferit oportunitatea să-mi și lansez planul de afaceri și să-l depun spre finanțare. L-am făcut, l-am depus, am fost acceptată, s-au derulat o serie de interviuri și verificări cum că dacă sunt potrivită pentru poziția aceasta și dacă aș putea face față, într-adevăr, derulării proiectului. Apoi a urmat partea de hârtii, de papetărie, de scris mult, de ștampilat mult. Am trimis documente, am făcut achiziții, apoi a urmat partea de autorizare, unde din nou am făcut hârtii, am ștampilat. Și acum ne găsim aici, în ziua lansării, la sediul nostru. Dacă ar fi să dai un sfat unui adolescent care la vârsta de 16 ani se gândește să deschidă o afacere sau să meargă la un curs de startup, care ar fi acesta? Să fie încrezător, să caute oameni cu care să se conecteze, să se informeze și să meargă fără frică. Pentru că eu atunci nu conștientizam neapărat toate riscurile și tot ceea ce implică să-ți deschizi un business și am fost foarte optimistă, am mers înainte și acum îmi pare bine, nu regret deloc, am făcut pașii aceștia. Ești foarte tânără, ești studentă, conduci un startup și ești implicată într-o serie de activități de voluntariat. Aș vrea să ne povestești puțin despre acestea și să ne spui cum ai timp să faci toate acestea. Timp îmi fac, dorm mai puțin, stau la birou destul de mult, fac drumuri între facultate și casă, lucrez de acasă. Cu activitățile de voluntariat mi le caut astfel încât să fie conectate cu business-ul meu și să mă ajute în derularea lui mai apoi. Sunt implicată în Patronatul pentru Antreprenoria Feminin, sunt membră. Am un proiect în derulare, Tinerii de Azi, Antreprenorii de Mâine. Sunt voluntară la Asociația CICIA, unde și acolo derulez un proiect cu privire la informarea legată de importanța votului și ateliere de antreprenoriat. Încerc să-mi fac timp pentru toate, las deoparte petrecerile studențești, ieșirile, socializările și stau în casă și lucrez și îmi bat capul și sunt oameni, cum se face aici, cum se face acolo și încerc să-i dau de capăt cât mai eficient și cât mai rapid ca să-mi rămână și timp să dorm. Altfel chiar nu dorm. Să revenim puțin la antreprenoriat și la proiectul Tinerii de Azi, Antreprenorii de Mâine. Povestește-ne puțin despre acest proiect. Acest proiect vizează școlile și liceele din județul Neamț. Acolo copiii vor participa la ateliere în care se vor viziona filmulețe cu antreprenori de succes din județul Neamț, antreprenori tineri, despre poveștile lor, cum au ajuns, ce sfaturi dau și alte lucruri. Pentru început am lansat proiectul, a fost acceptat. Am fost la un curs de formare în București, unde am primit sfaturi despre implementare și despre următorii pași care trebuie făcuți, controle, hârtii și alte lucruri de gestiunea proiectului. Și acum așteptăm să mergem la liceele partenere să derulăm activitățile cu copii. De ce crezi că este important, ca antreprenor vorbesc aici, ca toate firmele sau startup-urile, mai mici sau mai mari, să se unească și să deschidă o organizație de genul Patronatului pentru Antreprenoriat Feminin?
Împreună lucrurile se pot face mai eficient, mai rapid, fiecare are conexiunile lui, fiecare are cunoștințele lui și puse împreună pot derula proiecte frumoase care să ajute societatea să se dezvolte, să informeze, să atragă. Și e important ca nu doar antreprenorii să beneficieze de ele, cât și publicul larg, pentru că informarea cu privire la antreprenoriat și mai ales aspecte economice din viața de zi cu zi sunt foarte importante pentru un cetățean. La școală nu te învață nimeni ce e un credit, dacă trebuie luat, cum să-ți ții banii la buzunar, cum să economisești, ce trebuie să faci ca să te angajezi și multe alte lucruri care sunt absolut necesare, pe care nici eu nu le știam la un moment dat. Ok, cum se plătește întreținerea, de ce se plătește întreținerea și a trebuit să mă informez de una singură. Și e foarte bine ca antreprenorii să comunice între ei pentru a putea ajuta societatea să devină și ei antreprenori, poate, sau să-și găsească ordinea în viață. Cum crezi că ajută competențele antreprenoriale un tânăr care nu caută neapărat să devină pe viitor antreprenor sau să își deschidă o firmă? Este important ca fiecare să cunoască aspecte economice din viața cotidiană, pentru că fiecare se întâlnește cu situația de a da bani, de a primi bani, de a cumpăra tot felul de lucruri, și acolo se găsește, nu știu, imposibilitatea de a ști de ce trebuie factură, ce se face cu factura, dacă trebuie să ia sau nu bon fiscal, cum te duci la bancă și ce ceri, ce este schimbul valutar, cum se face, care e cursul. Și eu m-am izbit de lucrul acesta, nu știam care este cursul de vânzare și cursul de cumpărare și de ce sunt total invers. Și apoi am început logica. Și toate acestea contribuie la a-și manageria foarte bine resursele, pentru că în această societate de consum resursele sunt limitate și fiecare participant, consumator al acestei societăți trebuie să își managereze cât mai bine resursele pentru a-și maximiza satisfacția pe care o obține în urma consumului de bunuri. Cum s-a schimbat modul în care te privesc cei cu care interacționezi în momentul în care le spui că, bună, sunt Codrina, sunt manager? Prima dată, zic, pe bune, chiar ești? A doua întrebare, cât câștigi? Și e puțin frustrant pentru că ajung să nu mai fiu Codrina studenta sau Codrina prietena lor sau Codrina cunoștință, ajung să fiu Codrina șefa. Nu-mi place să fiu numită șefă, aș dori să fiu un lider pentru echipa mea. Și s-a schimbat puțin, adică nu mai sunt. Acum sunt la vârsta în care sunt tratată ori ca un copil cu responsabilități de adult, ori invers. Și trebuie să găsesc o cumpănă, nu neapărat eu, că ceilalți trebuie să găsească o cumpănă la care să se raporteze la mine. Da, ai atins un subiect sensibil. Cum sau care este modalitatea prin care un manager își poate coordona bine sau foarte bine echipa astfel încât ea să fie eficientă? Un manager ar trebui să găsească punctul în care nu este nici șef, dar nici prieten. Trebuie cumva să se apropie de angajați, trebuie să găsească un mod prin care să le dea sentimentul de aparținere de o instituție sau de un grup și trebuie să se gândească și la ei din perspectiva de oameni, nu doar de angajați, nu doar de muncitori, cum ar putea trăi mai bine, ce ar putea să facă pentru ei ca să dea mai mult randament la serviciu sau să ajungă fericiți acasă sau tot felul de situații de genul. Asta nu înseamnă să fie foarte darnic și să își taie din facturi și din alte cheltuieli ca să dea mai mulți bani la oameni, ci doar să găsească moduri prin care să-i facă fericiți cu lucrurile mici, cum ar fi, nu știu, un mesaj de bună dimineața, spor la muncă sau de seara când vine lista de sarcini, ultima sarcină să fie bucură-te de ziua de azi sau tot felul de lucruri de genul care îi pot ajuta să le crească nivelul de fericire în acest moment și automat vor fi mulțumiți, pentru că cel mai important este atitudinea pe care o ai față de un angajat. Nu trebuie să se simtă diferența dintre șef și angajat, trebuie tot să lucreze ca o echipă și tot să aibă aceeași ideal, pentru că asta este cel mai important. Dacă cineva nu păstrează făgașul, va trage echipa în altă parte și asta nu este de dorit.